floreile. Ce a văzut Isus încât a plâns? Floriile o sărbătoare care evocă în noi bucuria primelor flori, bucuria triumfului căldurii și a vieții împotriva frigului și a morții. În această zi de florii, de primăvară, vă doresc să aveți în dumneavoastră bucuria adevăratei vieți, bucuria triumfului lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos în viețile dumneavoastră și în familiile dumneavoastră. Aș vrea să merg împreună cu dumneavoastră, imaginar, bineînțeles, cu 2000 de ani în urmă, în Ierusalim. Ierusalimul este așezat pe muntele Moria, are ziduri groase, deasupra este templul lui Dumnezeu în vârful acestui munte, față în față cu acest munte, spre răsărit este muntele măslinilor. Între cei doi munți este o vale adâncă, valea Chedronului, și dacă urci muntele măslinilor de la bază, acolo sunt niște grădini de măslin, printre care renumita grădină Ghețimanii, unde Domnul Iisus Hristos agonizează în joia mare, joi seara, spre vineri dimineața. Muntele Măslinilor joacă un rol foarte important în istoria lui Israel. Cu o mie de ani înainte, ca Iisus să coboare acest munte al Măslinilor în Duminica Floriilor, David urcă acest munte, Desculți, fugind de fiul său, de Absalom. Pe acest munte apare la un moment dat un uh, sutaș în un, uh, un, uh, roba lui Mefiboset, Țiba, aducând cu el doi măgăruși. Acum, spuneam, în direcție opusă, domnul sus, Coboară pe acest munte. Dar acest munte va fi muntele de unde se va înălța peste 40 de zile de la înviere Domnul nostru Isus Hristos. Și tot pe acest munte, în ziua aceea, nu știm când va fi, picioarele Domnului vor fi așezate pe acest munte, ne spune Zaharia, capitolul 14, de la 4 la 9. Și citesc ultimul verset de aici: Domnul va fi împărat peste tot pământul în ziua aceea când picioarele lui vor fi pe acest munte, va fi un singur domn, iar numele lui va fi singurul nume. Observați cât de important este acest munte. Dacă urci acest munte până sus, deasupra, este un platou și pe acest platou sunt mai multe sate. Printre aceste sate este. Betfaghe, satul în care Domnul Iisus trimite pe doi din ucenicii săi să aducă acei măgăruși și tot acolo este Betania. Betania care de asemenea are o mare însemnătate în istoria lui Iisus. În Ioan capitolul 11, versetul 8, ni se spune care este distanța dintre Betania și Ierusalim. Sunt cam 15 stadii, 6-8 kilometri. Aici, în Betania, Iisus a fost de multe ori găzduit. Este casa lui Lazar, Marie și Martei. Este casa lui Simon Leprosul, unde Domnul Iisus, de asemenea, a fost găzduit. Este locul unde Domnul îl înviază pe Lazar. Dar Iisus a intrat în această zi în Ierusalim, venind dinspre Betania. Și haideți să citim Luca, capitolul 19, începând cu versetul 28. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis, Duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Deslegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce îl deslegați, să-i spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese rătrimiși s-au dus și au găsit, au găsit așa cum le spusese Isus. Pe când deslegau măgărușul, stăpânii lui i-au zis, pentru ce deslegați măgărușul? Ei au răspuns, Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Isus, apoi și-au aruncat hainele pe el, și au așezat pe Isus călare deasupra. Pe când mergea Isus, oamenii și așterneau hainele pe drum și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunele pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din Norod au zis lui Isus, învățătorule, ce ți ucenicii? Și el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Iisus a înnoptat în Betania în timpul săptămânii mari, în fiecare seară, Domnul Iisus Hristos mergea în Betania pentru că a fost dat consens ca cineva pune mâna pe Domnul Iisus Hristos să-L ducă înaintea preoților celor mai de seamă și să fie arestat. Și pentru că de frica norodului ei nu făceau lucrul acesta ziua, așteptau ca seara să-L prindă pe Domnul Iisus și să îl aresteze. Și de fiecare dată Iisus se retrăgea în această săptămână în Betania, era săptămâna premergătoare Paștelui Evreiesc și mulțim din toate părțile, din tot Israelul și din diaspora, au venit la această sărbătoare. Toți erau cazați în toate satele din zona respectivă. Și în această dimineață, toate mulțimile acestea se adunau și potecile erau pline de mulțimi în sărbătoare, îmbrăcați frumos, cu ramuri de finic, care mergeau spre Ierusalim să se închine. La un moment dat, mulțimile acestea îl văd pe Isus înconjurat de ucenici și, dintr-o dată, în inimile lor, în mințile lor, a venit ideea, astăzi, în ceasul acesta, Isus va fi încoronat ca rege. Isus va urca pe tronul lui David. Isus va instaura uh, Domnia Sa și va aduce pace peste fiecare dintre noi. Dar ziceau ei, el este fiul lui David, așteptatul Mesia, eliberatorul lui Israel, regele care va restaura glorioasa împărăția lui Israel. Și au început să cânte, să aplaude, să arunce ramuri verzi, să arunce flori, să-și așterne hainele ca să facă un covor peste care să calce măgărușul pe care era Domnul Isus Hristos, pentru că așa se cuvine unui mare împărat care vine. De fapt, asta era un obicei în Israel. Ori de câte ori era proclamat un rege, ori de câte ori se aducea cinste cuiva, era așezat pe un cal sau pe un catâr. Nu gândiți-vă la momentul acela când Mardocheu este înălțat pe calul împăratului și este trecut prin toată cetatea, este, este pusă cu una împărătească pe cap, haina strălucitoare, și se striga așa, se face celui pe care vrea să-l înalțe împăratul. Dar mai mult decât atât. Dacă vă aduceți aminte, atunci când David era bătrân și conștientiza că clipa plecării lui este aproape, l-a desemnat pe unul din copiii lui, pe Solomon, să fie urmaș la tron și el dă o poruncă lui Benaia, generalul de armată, să le ia pe preotul Tzadok, pe profetul Nathan, să-l urce pe catârul împăratului, pe Solomon și găsim aceasta în 1 împărați, capitolul 1, de la 33 la 40 și toată mulțimea să se adune în acel convoi și la un moment dat ni se spune că au sunat din trâmbiță și tot poporul a strigat, trăiască regele Solomon, tot poporul s-a suit după el cântând din fluier și bucurându-se nespus de mult, se despica pământul de strigătul lor. Deci aruncarea hainelor pe măgăruș, respectiv pe drum, a însemnat foarte clar pentru tot norodul acela. Acest Isus este împăratul lui Israel. O idee neliniștitoare atât pentru romani cât și pentru conducătorul lui Israel. Strigătul bucuriei mesianice a crescut în intensitate pe măsură ce se apropiau de Ierusalim. Dar de ce s-au bucurat oamenii? De ce au strigat ei? De ce au aplaudat ei? Nici unul dintre ei nu s-a bucurat de cruce. Că Iisus avea să meargă la cruce și să răscumpere pe om din păcatele lui. Nici măcar ucenicii. Nu, gândiți-vă la cei doi ucenici pe drumul acela de țară, când plecau din Ierusalim, dezamăgiți. Și iată ce spune Luca, capitolul 24, versetul 20 și 21. Și ce vorbeau ei? Și cum conducătorii preoților și conducătorii noștri l-au dat să fie condamnat la moarte și l-au răstignit. Noi însă speram că el este cel ce urma să-l răscumpere pe Israel. Da, și pe lângă toate acestea, iată că aceasta este a treia zi. De când s-au întâmplat aceste lucruri. Observați dezamăgirea lor. Ei nu se așteptau ca Isus, intrând în Ierusalim, ținta lui să fie crucea și să moară. În fapte 1 cu 6, chiar după înviere, ei încă așteptau ca Isus să urce pe tronul lui David și să fie eliberatorul lor. Deci, în vremea aceasta vei instaura împărăția lui Israel, fapte 1 cu 6? De ce s-au bucurat oamenii? Spuneam că nu s-au bucurat de cruce, dar restul 37, partea a doua, ne spune ei s-au bucurat pentru toate minunile pe care le văzuse. După ce au trecut prin acest platou și au ajuns la buza aceea, muntelui Măslinilor, dintr-o dată se despica înaintea lor valea aceea și era în față privit muntele pe care era templu, pe care era de cetatea înconjurată cu acele ziduri. Soarele care răsărea din spatele lor arunca lumină peste cetatea aceea și era o splendoare să vezi acea imagine, acele mulțimi, ramuri, covoare din uh, haine așezate, strigătul care era acolo. Dar dintr-o dată, în timp ce toată lumea se bucură, Domnul Iisus izbucnește într-un hohot de plâns. Și ucenicii care sunt cel mai aproape de Isus îl aud pe Isus cum rostește aceste cuvinte: Dacă ai fi cunoscut și tu în această zi lucrurile care puteau să-ți aducă pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni zile peste tine când dușmanii tăi te vor, îți vor ridica baricade împotriva ta, te vor înconjura și te vor asedia din toate părțile te vor strivi de pământ pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării tale. Imaginați-vă scena aceasta. Mulțime extazi extaziate, oameni bucuroși și Iisus plânge. Plânge pentru Ierusalim și anunță printre, ram, printre lacrimi distrugerea Aș vrea să scot în relief contrastul dintre așteptările mulțimii, mulțimilor și ceea ce știa Iisus că se va întâmpla peste câteva zile. Mulțimile așteptau că atunci când Iisus va intra în Ierusalim să fie încoronat ca rege. Iisus știe că atunci când va ajunge la Ierusalim îi se va pune o coroană de spin pe cap. Mulțimile așteptau că atunci când Isus ajunge în Ierusalim să ocupe tronul lui David, să se așeze pe acel tron. Isus știe că peste cinci zile cei care au strigat Osana vor striga răstignește-l și îl vor scoate afară din cetate și pe acel munte sub formă de craniu el va fi atârnat pe lemn, pe cruce. Ucenicii lui se așteptau să fie miniștri în guvernul mondial și Isus știe că ei vor deveni apostoli, trimiși de Domnul în toată lumea să ducă Evanghelia și vor avea parte de suferințe, de martiraje, de prăpăd și vor muri de moarte brutală, de martir. Mulțimile se așteptau la zile de libertate, de prosperitate și de glorie. Și Isus știe că vor veni zile de groază, de nemicire, de exil și evreii vor fi împrăștiați pentru 2000 de ani în toată lumea și nu vor mai avea o țară. În dimineața aceasta strălucitoare de florii, contrastul dintre ceea ce așteptau mulțimile și ceea ce știa Iisus că se va întâmpla, este mai mare decât valea aceea care se căsca la picioarele lor. Iisus cunoaște viitorul. Știe că acest viitor conține suferințe, calamități, dezastre, martiraje. Și știind și simțind cu cei ce vor trece prin toate acestea, Domnul Iisus Hristos plânge. Există o vreme a cercetării. A fost o vreme a cercetării pentru poporul lui Dumnezeu și există o vreme a cercetării pentru fiecare dintre noi. O perioadă când Dumnezeu o hotărăște pentru fiecare. Ierusalim este cetatea păcii. Iisus vine în această zi să cerceteze această cetate a păcii, dar n-a fost deloc pace acolo. Dacă ne uităm în trecutul istoriei acestui popor, acestei cetăți, vom vedea că David este primul care cucerește această cetate și va purta și numele. Solomon, fiul său, va construi templul. Apoi Nebucadnezar va cuceri această cetate. Va fi distrusă. Apoi ea va fi reconstruită și cetatea și templul. Apoi din nou va fi cucerită această cetate de sirieni templul va fi desacralizat, apoi Macabei în 165 înainte de Hristos vor elibera cetatea și apoi la începutul primului secol înainte de Hristos această cetate va fi cucerită de romani. Observați cât de zbuciumată este istoria acestei cetăți. Iisus intră acum în această cetate specială. Așa cum am văzut, ucenicii, mulțimea creează acea atmosferă. Saduchei, fariseii se întreabă: Ce va face? Se va proclama Rege? Va începe războiul de eliberare? Era o zi importantă pe, pentru evrei. Venea Mântuitorul Lumii, dar ei oare erau pregătiți pentru o asemenea zi? Iisus a venit să ia pulsul spiritual al cetății și va intra în Templu. Și acolo va vedea că templul care trebuia să fie o casă de rugăciune este transformat într-o peștere de tâlhari. Iisus va privi la smochin apoi și smochinul acela care ar fi trebuit să aducă rod, el este fără de rod. Și amândouă aceste imagini arată starea spirituală în care se găsește Israelul. Iisus vine să aducă viață și Israel respinge vizita singurului care putea să aducă pacea și viața cu adevărat. Ce contrast! De ce este atât de important această zi? În primul rând, Isus plânge. Isus plânge pentru această cetate. Este o zi a compasiunii. Trebuia să fie ziua când să fie schimbată istoria Israelului, dar Israelul n-a vrut. De aceea aveam această zi tristă când Iisus plânge, plânge pentru națiune. Iisus știe ce avea să se întâmple, El privește dincolo de aparențe, dincolo de entuziasmul acelei zile. Evreii s-au revoltat și prin anul 66 a început o răscoală. Împăratul care era la Roma pe atunci, Vespasian, îl deleagă pe generalul Titus, care va distruge această revoltă și în anul 70 Israelul și Ierusalimul în mod special uh, vor fi distruse. Josephus Flavius scrie despre masacru care a avut loc în Ierusalim atunci. El spune, au, fost, au avut loc cruzim de nedescris, indiferent de vârstă, indiferent de poziție socială, Oamenii au fost măcelăriți. Și Isus vede toate aceste nenorociri care aveau să se întâmple. Și Isus spune printre lacrimi: Dacă ai fi cunoscut tu în această zi lucrurile care puteau puteau să ți aducă pacea. Acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni zile peste tine când dușmanii vor ridica baricade împotriva ta, te vor înconjura și te vor asedia din toate părțile, te vor strivi de pământ pe tine și pe copiii tăi din mișlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării tale. Da, e dureros să vezi un oraș distrus să vezi templul dărâmat, să vezi cum aurul acela care s-a scurs, s-a făcut din romani să desfacă fiecare piatră, să recupereze aurul, dar mai mult decât distrugerea materiale. Iisus când privește spre Ierusalim, vede acolo suflete, vede acolo oameni care sunt în păcatul lor, și Iisus își iubea poporul. El a venit la oile pierdute ale casei lui Israel. Această zi a fost ziua compasiunii. Compasiune înseamnă să simți cu cei care suferă. Aici Domnul Iisus ne arată fața aceea lui caldă, umană, când plânge plin de compasiune. Dragii mei, Iisus nu forțează emoțional, nu creează artificial stări emoționale, nu manipulează. Da, corect este să simți cum omul pierdut, să plângi cu el, să-i dai un semnal că cineva îl iubește, cuiva îi pasă, și învățăm o primă lecție în această zi de flori. Vremea cercetării este vremea când poți cunoaște compasiunea lui Dumnezeu. El arată compasiune prin faptul că ne avertizează la vreme. Există avertizări care vin din partea lui Dumnezeu și sunt binevenite, sunt binecuvântări. Dumnezeu putea să te pedepsească, dragul meu, pentru tot ceea ce tu ai făcut în viața aceasta. Pentru păcatul pe care l-ai comis, pentru starea în care te afli, Dumnezeu putea să te pedepsească, să te lovească, așa cum nu odată a făcut-o în istorie. Dar îți dă o vreme a cercetării. Acea vreme a cercetării e aceea când tu trebuie să-ți examinezi starea. Când Isus se uită la smochinul tău, la viața ta, vede în tine rod. Când intră în templu ființei tale, vede acolo compromis, ce făceau evreii? Toată săptămâna trăiau cum le convenea lor, mergeau în ziua, ziua de sabat la templu și strigau, templu Domnului, templu Domnului, și suntem izbăviți. Ieremia, capitolul 7. Ca apoi să se ducă și să trăiască din nou în același stări de păcat. Și Dumnezeu strigă, voi credeți că prin faptul că spuneți templul Domnului, templul Domnului, sunteți izbăviți și ați făcut din casa aceasta o peșteră de tâlhari. Ce este peștera de tâlhari? Este locul unde tâlharii se ascund și nu sunt văzuți de nimeni și își numără și își cântărește prada pe care au făcut-o în, în săptămâna respectivă, la liniște. Așa sunt oamenii care vin duminica la biserică, și sunt slavă Domnului, mă afișez și eu în biserică, sunt bine, ca apoi de luni să meargă în lumea aceasta și să trăiască la fel ca ceilalți. Ei, vremea cercetării este vremea când Domnul spune, omule, nu mergi bine. Nu este bine ceea ce faci să-ți iei o plapă a pe care o să o pui duminica peste tine și să arăți bine, iar în cursul săptămânii să trăiești în felul lumii. De aceea Dumnezeu trimite avertizări. Și asta este compasiunea lui Dumnezeu când Dumnezeu îți trimite avertizări. Nu ești bine. Nu gândiți-vă la pilda vierilor. Domnul ne spune că proprietarul acelei vie a făcut tot ce a ținut de el ca via aceea să fie pe rod. Și la vremea rodelor a trimis pe una din slujile sale să ia din rod. Și administratorii acelei vii l-au bătut și l-au trimis cu mâinile goale. Ar fi putut Dumnezeu atunci să ia via și să o dea altuia. Și Domnul mai trimite un rând de robi. Și trimite al treilea rând de robi. Și în al patrulea rând îl trimite pe fiul său. Și pe acesta îl vor bate și îl vor omorâ. Și abia apoi, stăpânul viei ia via de la cei administratori și pierde într-un mod tragic pe acei administratori. Da, Dumnezeu îți trimite mesagerii lui. Cum răspunzi acestor avertismente care vin din partea lui Dumnezeu? Cei din vremea lui Isus, în loc să se cerceteze, dacă ne uităm în Luca 20 la această pildă, s-au sfătuit cum să-l omoare pe Dumnezeu. Există o vreme a cercetării. O vreme în care Dumnezeu își arată compasiunea. Nu, dacă ne gândim la cetatea Ninive, o cetate mare, care nu deosebea stânga de dreapta, din punct de vedere spiritual vorbind, și Dumnezeu trimite avertizări, îl trimite pe Iona și strigă încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. Ce fac Ninivenii? Se întorc la Dumnezeu, se pocăiesc în sac și cenușă și Dumnezeu se întoarce din hotărârea sa. Există o vreme a cercetării, există o vreme când Dumnezeu își trimite semnale. Dumnezeu ne dă și nouă avertizări. Sunt perioade de compasiune când Dumnezeu îți dă câte un semnal. Nu mergi bine, îți trimite un mesager, îți dă un vis. Ai parte de o vedenie, un cuvânt de la cineva. Îți trimite anumite circumstanțe prin care El încearcă să te avertizeze. Toate acestea sunt semnul compasiunii lui Dumnezeu. El vrea să-ți dea iertarea, să-ți dea siguranță, să-ți dea pacea lui, mila lui. De aceea, dacă asculți de acest mesaj, vei observa bunătatea și mila lui Dumnezeu în tot ceea ce El face. Aceasta este o vreme a cercetării pentru tine. Dragii mei, Dumnezeu nu este ca noi oamenii. Noi judecăm repede, dăm sentințe, verdicte. Dumnezeu nu este așa. El este îndelung răbdător. Iată ce spune Roman 2 cu 4. Sau desprețuiești tu bogățiile bunătății în găduinței și în delungii lui răbdări, nepricepând că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Iisus, când se apropia să meargă spre Ierusalim, a trecut prin una din cetățile Samariei și samaritenii nu l-au primit pe Domnul și ucenicii au fost nedumeriți. Cum? Iisus să nu fie primit și doi din ucenicii lui, fiii tunetului, Iacov și Ioan, au zis, Doamne, fă să se coboare foc din cer, să nimicești pe acești neisprăviți. Cum a făcut Ilie? Când împăratul a trimis delegația aceea cu 50 de persoane la Ilie, Ilie a poruncit să se pogoare foc din cer, au fost nimicis pe loc. A doua oară la fel. Tu ești Dumnezeu, nu poți să-i nimicești pe ăștia? Ce spune Domnul Iisus în Luca 9, de la 51 la 56, ultim, ultimul verset, Căci fiul omului nu a venit să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Noi ne pierdem foarte repede răbdare. Da, imediat etichetăm pe oameni: Ăsta e mântuit, Ăsta nu e mântuit, Ăsta mai are puțin, Ăsta nu mai are nicio noimă. Nu o să înveacă. Iisus a uitat peste satul acela de samariteni, cum de altfel se uită în ziua de flori peste Ierusalim și acolo vede suflete, vede oameni și plânge. Plânge pentru că oamenii aceștia au avut o zi când puteau să se cerceteze și să lase pacea lui Hristos să vină peste sufletele lor și n-au fost gata să o facă. N-ai voie să ignori vremea compasiunii câtă vreme ești în viață, câtă vreme mai asculți cuvintele lui Dumnezeu, ești în această perioadă de cercetare. Da, îi mulțumim lui Dumnezeu că El este un Dumnezeu iubitor, este un Dumnezeu iertător, este plin de compasiune. Dar dacă inima ta se împietrește, nu mai este nimic de făcut. Apoi, această zi este o zi a cunoașterii Versetul 42, dacă ai fi cunoscut și tu în această zi lucrurile care puteau să-ți aducă pacea. Neliniște socială, subdominația romană, taxe mari, răscoale răslețe. Dar pe lângă toate acestea de 400 de ani, Dumnezeu nu a mai vorbit acestui popor. Și când Dumnezeu le vorbește prin Ioan Botezătorul, ei îi taie capul. Când vine Hristos, îl răstignesc. În aceste condiții, Iisus se uită peste oraș și vede ce va urma. În loc de pace, va fi război. În loc de mântuire, va fi pierzare. Da, Iisus a stat ani la rând în mijlocul acestui popor, le-a le slujit, i-a vindecat, le-a adus cuvântul vieții, a scos demoni din ei, a avut o vreme când a venit cu cunoștința la ei și ei au ignorat. Nu l-au cunoscut. A doua lecție pe care o învățăm în Duminica Florilor este aceasta. Vremea cercetării este vremea când poți cunoaște lucrurile care pot să-ți dea pacea. E vorba de o cunoaștere experiențială. Tu trebuie să experimentezi această cunoaștere nu părinții tăi, nu uh, soțul sau soția ta, tu trebuie să experimentezi o întâlnire autentică, personală cu Hristos. Doar acea întâlnire îți poate aduce pacea în sufletul tău. Dragul meu, dacă tu nu ai pace în suflet, e posibil ca uh, cauza acesteia să fie faptul că tu nu mai ai călăuzire, nu mai ai descoperire, de aceea ești tulburat, de aceea ești neliniștit. Există însă lucruri care pot să-ți aducă pacea, spunea Domnul Isus. Există lucruri pe care le poți cunoaște din nou și să ai pacea din nou, fiindcă sufletul tău nu se hrănește cu ceea ce se hrănește trupul tău. Tu ai nevoie de altceva. Iată varianta lui Isus, eu am 14 cu 27. Vă las pacea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbură inima, nici să nu se înspăimânte. Există o pace pe care doar Hristos poate să ți-o dea. Lumea nu ți-o poate da, indiferent câte calmante ei, indiferent dacă te duci și te uh, îmbeți sau folosești tot felul de substanțe să te anestezezi conștiința ta, nu vei avea pace niciodată. Pacea se o dă doar relația cu o persoană, relația cu Hristos. Aceasta înseamnă să crezi cuvintele lui Hristos, înseamnă să crezi promisiunile lui, înseamnă să gândești și să trăiești așa cum a trăit Hristos. Numai atunci ai pacea. Există lucruri care să aduc pacea în vremea cercetării. Atunci simți că Evanghelia îți vorbește. Primești harul iertării. Auzi despre bucuria speranței viitoare, despre împăcare, despre înfiere, despre cum poți să ieși din întuneric. În perioada aceasta, dacă ajungi să-l cunoști într-un mod personal pe Hristos, Hristos poate să-ți dea pacea. Ce trist este că Domnul Isus va spune în 42, ultima parte a versetului: Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Există o vreme când poți vedea clar aceste lucruri, când poți vedea cuvântul, când predicați, vorbește. Aia este vremea cercetării tale. Dragul meu, dacă nu răspunzi cuvântului lui Dumnezeu, toate acestea se pot ascunde. Atunci, vei veni în biserică, vei asculta predica și nu vei înțelege nimic. Vei avea parte de suferințe și în loc ca tu să te îndrepti spre Dumnezeu, te vei îndepărta tot mai mult pentru că doar o inimă curată te poate ajuta să-l înțelegi pe Dumnezeu. Dacă inima ta este împietrită, nesinceră, ascultați-mă bine, nici Dumnezeu nu mai poate să facă nimic. Dacă tu ți-ai împietrit inima, nici Dumnezeu nu poate să mai facă nimic. Pentru că Dumnezeu spune unei biserici, bisericii din Laodicea, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, atunci el va intra. Dacă inima ta este împietrită, tu vei rămâne în păcatul tău și vei merge din rău în mai rău spre nimicire. Asta este vremea cercetării, vremea când tu poți să-ți deschizi inima. Dacă tu-ți deschizi inima, Dumnezeu intră acolo. Dumnezeu face lumină, face curățenie acolo. Și Dumnezeu vine să aducă pacea Lui acolo. Vremea cercetării este vremea când poți cunoaște lucrurile care îți pot da pace. Și nimic nu se compară cu Hristosul care intră acolo și aduce pace. În ultimul rând, ziua aceasta de florii, este o zi a cercetării. Toate acestea, spune versetul 44, se vor întâmpla cu tine pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată tu cetatea Ierusalimului. Evreii nu puteau discerne că tocmai atunci ei erau cercetați de Dumnezeu. Isus nu-i condamnă pentru imaturitate, nu-i condamnă că au distrus cuvântul prin tradiții, prin datini, nu le spune că sunt ipocriți, deși toate acestea se întâmplau. Erau realități. Domnul Iisus le spune, da, sunteți păcătoși, sunteți în starea în care sunteți. Problema este că nu vă lăsați să fiți cercetați. Dragii mei, câte privilegii au avut acești oameni, acest popor. Uitați-vă ce spune Pavel în Roman, capitolul 9, începând cu versetul 1. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Conștiința mea mărturisește prin Duhul Sfânt pentru mine, căci aș vrea mai degrabă să fiu eu însum blestemat și despărțit de Hristos, de dragul fraților mei, al rudelor mele după trup, care sunt israeliți. Ale lor sunt în slava, legămintele, darea legii, închinarea și promisiunile. Promisiunile. Ale lor sunt patriarhii, și din ei a venit după trup Hristos, care este de deasupra tuturor, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Vedeți câte privilegii înșiră Pavel aici? Un popor ales. Dumnezeu a dat acestui popor tot ceea ce avea nevoie. Ce trist este să ai aceste privilegii și să nu beneficiezi de niciunul. Iată ce spune Domnul Isus în Matei 23 cu 37. Ierusalime, Ierusalime, care omor profeții și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să-ți adun copiii așa cum își adună cloșca puii sub aripi? Dar n-ați vrut, dar n-ați vrut să-ți dea Dumnezeu atâtea privilegii, să-și extindă perioada de har peste viața ta, și tu să nu vrei, să ieși de acolo, să sprăsești păcatul și să te lași cercetat de Dumnezeu. A treia lecție. Vremea cercetării este atunci când te lași cercetat de Dumnezeu. Vremea cercetării tale este atunci când tu te lași cercetat de Dumnezeu. Vremea cercetării nu e o vreme când Dumnezeu are doar răbdare, te avertizează. Vremea cercetării este când tu te lași. Da, Dumnezeu te avertizează și a făcut-o de multe ori. Dar El vrea să te lași cerceta de Dumnezeu. Este o vreme când Dumnezeu își intensifică vizitele la tine în viața ta. Problema este, realizezi tu perioada aceea? Discerni tu? Poți să-ți dai de asemenea lucru că Dumnezeu te cercetează prin tot ceea ce se întâmplă? În Ioan capitolul 3, de la 17 la 21, textul acesta este atât de direct. E ca și cum te hotărăști. Stai în tuneric sau bii la lumină? Căci Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Cel ce crede în El nu este judecat, însă cel ce nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiului Dumnezeu. Și judecata aceasta, și judecata este aceasta, lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine săvârșește rele, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se dea în vileag faptele. Dar cel ce trăiește adevărul vine la lumină ca să-i fie dezvăluite faptele, fiindcă sunt înfăptuite în Dumnezeu. Da, atunci când vii la Lumină, ți se văd ridurile. Și oricât machiaj spiritual încerci să așezi tu acolo, se vede că ești vulnerabil, se vede că ești nu ceea ce ai crezut tu că ești, dar cel puțin stai la Lumină și ești sincer. Și este momentul în care cel care poate va curăța toate ridurile din Sufletul tău. Când Dumnezeu te vizitează, dragul meu, acele vizite nu te mai lasă să rămâi acolo unde ai fost. Când tu te lași cercetat de Dumnezeu, nu mai rămâi acolo. Tu te ridici de acolo și ești un alt om. E vremea când Dumnezeu te vizitează. Atunci Iisus plânge. Dar dacă noi vom continua o viață de păcate, dragii mei, ceea ce mai rămâne este doar judecata lui Dumnezeu. Vremea cercetării poate trece, inima se poate împietri, poți să nu mai fii sensibil și poți să nu mai ai parte de aceste vremuri de cercetare. Și când ne uităm la Roman, capitolul 1, vedem acolo de trei ori expresia și Dumnezeu i-a lăsat. Nimic nu poate fi mai teribil decât faptul că într-o zi Dumnezeu te va lăsa te-a cercetat și azi, și ieri, și alaltă ieri, a intensificat vizitele la viața ta și tu ai rămas împietrit, ai rămas acolo. Dragul meu, poate să fie un moment când Dumnezeu să te lase. Oare ce îl face pe Iisus să plângă? Când se uită Iisus la tine, de ce plânge Iisus? Când se uită la biserica Emanuel, Oare Iisus plânge? Ce îl face să plângă? Oare lipsa dedicării noastre? Oare ne-am pierdut pasiunea? Am devenit căldicei? ah, am făcut niște forme care sunt frumoase, atrăgătoare. Totul merge bine. Dar mai este pasiune în noi pentru Hristos? Sau poate păcatul? Poate el plânge mai degrabă de refuzul nostru de a ne lăsa să fim cercetați. Faptul că noi ignorăm vizita lui, Iisus a intrat atunci în Ierusalim, dar el vrea astăzi să intre în inima ta și vrea să privească în adâncul sufletului tău. Iisus este gata să se facă cunoscut și să-ți dea pacea. Pentru asta, El astăzi îți dă o vreme de cercetare. De asta este, ești astăzi în locul acesta să te lași cercetat este o chestiune de viață și de moarte și la asta se reduce totul pentru evrei. Din acea zi n-a mai fost cale de întoarcere. Iisus a fost răstignit și a înviat, dar a înviat pentru biserica sa. Oricât și iubea poporul, oricâte privilegii a avut acest popor, a fost o vreme când totul s-a încheiat. Același principiu ți se poate aplica și ție. Ai privilegii, Dumnezeu îți oferă compasiune, El îți dă cunoaștere, e gata să se ofere pe El, te cercetează astăzi, dar dacă nu vrei să-L primești, dacă astăzi nu e o hotărâre clară să schimbi felul de a fi, Ceea ce mai rămâne este doar judecata lui Dumnezeu. Vreau să închei cu niște versuri de Costache Ioanid. O zi de cercetare are oricine. O vreme de întâlnire cu Isus. Cum îl primești aici, sau rău, sau bine, așa vei fi primit acolo sus. Și odată va porni convoiul în zare, din nou la vremea holderor în spic, cu haine de lumin, lumină, lumină sclipitoare, cu pași voioși, cu ramuri de finic. Iisus va reveni cum scrie cartea și va lega în lanțuri pe satan, va nimici pentru vecie moartea, va întemeia eternul Canaan. El va aduce veșnică cetate. Ierusalimul glorios de sus, zidit din aur și din nestemate, în răsăritul fără de apus. El va veni cu îngerii cei vrednici și de convoiul celor drepți urmați, urmat, și cel respins de preoți și de sfetnici a fost sfințit de tatăl ca împărat. Vei fi și tu acolo? Sau în jale? Alege între glorie și scrum, căci sfânta zi a cercetării tale, prietene, e ceasul de acum. În fața ta e drumul către viață. Fă primul pas. Acum nu zăbovi, căci veșnicia care stă în față târnă toată de această zi, de ziua cercetării. Și Domnul strigă prin cartea evrei, astăzi, dacă auzi glasul, nu ți împietri inima. Dragul meu, lasă-te cercetat de cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când te lași cercetat, oricare ar fi starea ta, Hristos intră acolo, Hristos face lumina acolo, Hristos drâmă toate întăriturile și vine cu pacea Lui. Și dacă ai pacea Lui, cu pacea Lui poți să treci victorios peste toate și poți să te întâlnești cu El în glorie. Doamne, ajută-ne la aceasta! Haideți să avem un moment când să stăm înaintea Lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne cercetăm fiecare. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Și să avem un moment când să ne închinăm înaintea Lui, să ne rugăm. Și, dragul meu, dacă în această dimineață vrei să te lași cercetat de Domnul, ai descoperit că există în viața ta păcat care te desparte de Domnul și vrei să te pocăiești, vrei să o faci într-un mod sincer, poți să vii aici în față. Noi, ca biserică, ne vom ruga și apoi vom cânta. Și vrem să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să fie acela care să cerceteze fiecare inimă. Și acum, cu, odată cu intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim, odată cu sărbătoarea aceasta a patimilor, să începem o nouă viață, o viață de dedicare, de dăruire, și să spunem, Doamne, sunt aici. Am trăit în compromis, am trăit în păcat, am trăit departe de Tine. Mă pocăiesc astăzi și vin cu toată inima mea și mă smeresc înaintea Ta. Haideți să avem un moment când să ne închinăm, să ne rugăm cu toții.